pentru că este sărbătoare aceasta. Dar vreau să spun un lucru, pentru că de altfel aici este mila și durerea lui Dumnezeu, cum a scris viața în dreptul tău. Hristos este la lucru și aș dori ca Dumnezeu să binecuvânteze orice suflet în parte, ca pe când de Iisus spune, trăiască Domnul! Să-l trupul tău și nu mai vezi scăpare. Încrede-te în Dumnezeu, puterea lui e mare. Și aș dori ca ziua de astăzi să fie o trezire.